Spuneați dumneavoastră că aveți intenția, dacă deveniți președinte, să lichidați Serviciul de Informații și Securitate și Centrul Național Anticorupție. Cu ce veți înlocui aceste instituții și nu credeți că ar fi un precedent periculos? Nu. Precedentul periculos s-a demonstrat până acum. Ce avem noi astăzi? Avem astăzi un SIS, Serviciul de Informații și Securitate. Unii jumătate de SIS aleargă la americani, a două jumătate la ruși. Și e cumva să întreg. Avem CNA-ul care din 2014 propun lichidarea lui ca structuri, toți mi-au spus că nu, că este organizat pe banii partenerilor și va lupta cu corupția. La Andromatul a trecut, nu li s-a oprins niciun bec, miliardul a fost furat, nu li s-a oprins nimic, aeroportul a plecat nimic, e astăzi luptură cu un doctor, cu un profesor și mai prind pe vonul de la șor. Iată toată activitatea lor. De asta, în locul acestei două structuri, va fi creată o structură de forță sănătoasă care va lupta cu corupția la cel mai înalt nivel și va avea posibilitatea de a munci și în afara țării. La noi, știți cum, pentru mine ucrainenii au demonstrat foarte clar că ne-au venit și l-au luat pe ceaus acasă. Un judecător corupt care stătea la noi și dacă țineți minte... Aducem aminte, considerați, sunteți adeptul unor asemenea măsuri hard? Încă o dată, haideți eu cum nu o să vorbesc despre măsuri, chestia asta să o discut cu ofițerii la servicii când vom discuta vreo măsură. Oamenii așteaptă un rezultat. Și astăzi oamenii nu mai cred în povești, în principii și valori. Dar eu știind foarte bine ce se întâmplă în SIS, în CNA, în MAI, astăzi, după modelul european, este ok ca o persoană civilă să fie în fruntea SIS-ului, în fruntea Ministerului de Interne. Republica Moldova nu este gata pentru așa ceva. Când vine domnul Musteață de la Soros, dumnealui e un jurist. Dumnealui, am auzit că este un om foarte bun. Dar dumneavoastră înțelegeți că astăzi el între el idei n-are. Cine-i gruparea 1, cine-i gruparea 2? Dumnealui a venit asta cum dumneavoastră mâine să aterizați undeva în Bangladesh și să vă apucați să propuneți reforme. De asta eu înțeleg acest lucru. Eu nici n-am să am nevoie de consilier pe securitate. Unica funcție care o să fie vacant. Când voi fi președinte țară, ca să mă descurc foarte bine. Și dacă eu, nefiind persoană de stat, am descoperit și oamenii au văzut ce înseamnă că nu satei o pornit scandalul cu procurarea gazelor naturale, s-a ieftinit de la 29 de lei la 18 în câteva zile. Toți vorbeau despre raportul Kroll, numai că USAT a găsit nu știu de ce cu ei. Toți catau piloții moldoveni luați, capturați de talibani în Afganistan, nu știu de ce iarăși i-am găsit doar eu. Și multe alte lucruri. De asta Republica Moldova are astăzi nevoie de un singur om cu influență, nu influență autoritară. Eu n-am de gând să-mi bat oamenii din palme la parade. Eu am nevoie ca astăzi oamenii să vadă că este o schimbare reală în interesul cetățeanului și, al mai important, este protejat interesul statului Republica Moldova. Și ca să finalizez, eu mă mândresc de faptul că sunt astăzi independent și regulă în băl s-au făcut deoarece USAT-ul a venit din afaceri și nu trăiam din salariu. Și eu astăzi nu voi fi controlat nici de est, nici de vest, voi fi controlat doar de cetățenii Republicii Moldova.